Igienizarea zonei în care urmează să se desfășoare festivalul toamnei, la Drobeta Turnul Severin, este prioritară. Va fi înlăturată vegetația crescută necontrolat, iar papura extrasă din canalul de la intrarea în pădure va fi folosită pentru decorarea întregului perimetru în care se va desfășura evenimentul. Pe întâi, doi, el trebuie să fie tăiat și pus clar, la uscat. Clar, clar. Uite, ăsta, popii. Da, nu te mai evaiți acum când ai de unde să iei papură și stuf. Am și zis, dacă mai e nevoie, luăm și de la Hinova. Nu cred că mai e nevoie, că avem suficient aici. Am adus Hinova aici. Numai, atenție, să terminăm operațiunea asta. Pădurea Crihala se află în prim proces de reamenajare și este important ca lucrările demarate să nu incomodeze desfășurarea festivalului. Atenție, ăștia ce au tras cablul de curent aici. Nu, apă, se... Bun, s-a stupe, da. S-a stupe tot ce... Să ia veciul ăla de acolo. M-ați înțeles? Să nu-mi las aici. Aducem noi toaletele noastre. Da, dar lasă-le de acolo. Dom'le, stă urât. Dus în altă parte. Aici a stupat frumos, compactat. Că... Ia veci, de ce e apa acolo? De sus sau de pe acolo? De unde e? Mai de sus. De acolo? Da, mai de. Aici o conductă spartă. Uite de acolo cred că izvorăște. Da, de acolo, de la da. Salut, Cornele. La intrare în pădure, pe stânga, ai o conductă de apă spartă și a băltit deja aici și eu vreau să, până mâine, să rezolv treaba asta pentru că pământul trebuie să fie uscat la toamna săvăineană. Trebuie să mergem în paralel, că de mult le promitem la oameni că amenajăm pădurea Crihala, îl facem zonă de agrement și credeau oamenii că, până la urmă, nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Iată că se întâmplă. Așa că nu putem întrerupe nici lucrările, noi le-am restricționat ca și amplasament să nu intre în zona asta unde știți că este comercială la asemenea evenimente. Ne lasă în zona asta, dar trebuie să o aranjăm și pe asta, vedeți că stufa a crescut, mai trebuie să mai punem niște becuri, să mai vopsim câte ceva, să cosim iarba, să ducem molozul de aici, pământul. Eu cred că vom reuși să ieșim frumos și în toamna asta, iar de la anul, cred că vom avea altă atmosferă. Mai avem o problemă mare că sunt zilele orașului atunci. Dar poate reușim să facem și inaugurarea pădurii, să facem și zilele orașului Turnul Severin. Să stăm de constructor să meargă repede. El văd că lucrează. Și avem un dublu eveniment. Așa cum ați văzut, a fost practic vizita în teren cu toate serviciile și toți responsabilii cu organizarea acestui eveniment. Coincidență sau nu, sunt cam toate serviciile care le am eu în coordonare. În următoarea perioadă o să ne mobilizăm și eu zic că în zilele de 5 și 6 severenenii o să aibă condiții foarte bune pentru a marca acest eveniment de zilele toamnei. Festivalul Rapsodii de Toamnă Severinană se va desfășura în perioada 5-6 octombrie.